Salut! Sunt Bota Daniel și... Ești Ionuț, mă! Ionuț! Și facem un nou vlog! De ce m-am reapucat de YouTube? A? Bună întrebare! Sezonul 3, de ce m-am reapucat de YouTube? Sau 4? De câte ori te-ai lăsat și te-ai apucat? De vreo 5 ori! A 5-a oară de ce m-am apucat de YouTube? Să-i dăm drumul! Și o să vedeți a 6-a oară de ce m-am lăsat de YouTube! Cred că frățiorul meu Bogdan se gândește că mergem la o plimbare undeva. Cum te simți, Bogdan? Obosit. Obosită? Nu, cum te simți? Și eu tot obosit. Salutare, suflete dragi! Eu sunt aici cu fratele meu Bogdan. Salut. Și ne îndreptăm spre București. Poate puțin soarele și se vede urât, dar nu-i problemă de asta. Ia, Bogdanele, bă. Mai ai mai răbdare? Mai am. Mai am. Eu nu mai am. Trebuie să iau exemplu de la frățiorul meu Bogdan. Cred că frățiorul meu Bogdan se gândește că mergem la o plimbare undeva, dar când o să vadă că mergem să lucrăm... A venit și fratele Paul, a întârziat puțin, dar... Pace, frate. Cum spuneam, mergem spre o plimbare către București cu fratele Paul și cu frățiorul nostru Bogdan. N-am prea avut eu așa ocazii să călătoresc pe aici pe la noi prin țară pentru că n-am prea avut bănuți. Dar cu ajutorul Domnului mergem și pe gratis. Ței, mă, uite, mă, ții, că ței, frumă, hai, 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 băi, că ne mănâncă câinii. Îl mâncă pe fratele meu, Bogdan. Nu, hai. Nu știu, măi, oamenilor, dar... tare rușine mi să vorbesc așa cu voi. Ori mi se pare ciudat că vorbesc singur cu camera. O să-mi ia ceva timp până o să mă obișnuiesc, dar încet, încet o să pot comunica și eu cu voi. Asta după ceva timp, bineînțeles. Hai să mergem să-i luăm o apă plată la Bogdanelu și după aia ne continuăm plimbarea spre București. Luăm apă plată la Bogdanelu, că de-asta bea el. Mersi frumos, o seară faină. 5 lei apa, bă. Bă, scumpă. Scumpă apă plată, bă. Acolo nu era... Cât e aici? 5 lei. Și la noi era 2 lei 20. 2 lei 20. E scump, la baril mereu sunt așa mai scumpe. La benzinărie, general. Da, la benzinărie, pardon. Hai să vezi unde o capenuță atâta, așa e 7 lei. Și nici nu-i bun. Cum te simți, Bogdan? Obosit. Obosită? Stați-le aici pe fratele Paul. Mergem să mâncăm ceva, ca băieții. Veteranul în curse lungi. Mâncăm și noi ceva și apoi după aia putem să dormim cu burțile pline. Uite ce instant am prins eu astăzi. Prunzele astăzi. Un copac, un banal copac. Frățiorul Paul. Și alege. Ai, ai, ai. Tot pe drumuri, tot pe drumuri, este ora 5 dimineața și am oprit aici la o benzinărie împreună cu fratele Bogdan și cu fratele Sărăgean să mergem să ne luăm ceva de mâncare, după care ne pornim din nou spre casă.
ce bine. Ce bine să fii pe pământ. Te pricepe, fratele Sălăgean, la condus, profesionist. Nu mă așteptam să se descurci așa de bine în aglomerația asta de aici din București, dar se pare că s-a descurcat foarte bine. George. Bună dimineața! Hai să vedem ce avem aici. Mmm, ce bine arată cornurile astea lui fratele Sălăgeat. Cu cafeluț. Mmm, delicios. Hai să-mi iau, să-mi iau și un ceai ceva. Că o să-mi fie sete. Lemon fusti. Mi-a venit și burgerul. Bună dimineața, oameni dragi. Este ora 6:55 și noi suntem tot pe drumuri. Vorbeam acum cu fratele Paul dacă ne mai oprim la cei copăcei colorați să facem câteva poze acolo și o să ajungem acolo peste vreo 2 ore. Băi, obositule! Du-te acasă și culcă-te! M-ați prins. Ia uite ce cadre am luat. Ia să vedem ce poze a făcut fratele. Ai, ai, ai. Ce tare. Am făcut și câteva poze în această pădurice colorată. Iar acum ne îndreptăm spre casă. Suntem foarte obosiți. Yeah! Mergem acasă și dormim 2 zile. Am uitat ceva. Ce-i tot telefon? Nu cred că am uitat nimica. Am uitat să-i salutăm pe cei care ne-au urmărit. Noi suntem rupți de oboseală, după cum bine îl vedeți pe fratele meu Bogdan. Vrea să doarmă, vrea să ajungă acasă. Frate Paul, când vedeți acest videoclip, vrem să vă mulțumim foarte mult că ne-a spus la treabă. Vrem să vă mulțumim foarte mult pentru această experiență pe care am avut-o împreună. Vreau să vă spun că sunteți un om deosebit și mă bucur foarte mult că ați făcut acest gest frumos pentru noi. Să vedem Bucureștiul. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Și altă dată nu cred că vom mai veni pentru că este foarte greu. Voi, cei care ne-ați urmărit, vă mulțumim foarte mult că ați petrecut timpul alături de noi și ne-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube, să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări când voi posta videoclipuri noi. Vă mulțumesc frumos, eu am fost Daniel, aici a fost fratele meu Bogdan, care nu mai este, că se pune să doarmă, și fratele... și fratele Paul Sălăgean, care acum este sus... s-a dus să rezolve câteva treburi. Vă dorim multă sănătate și să ne vedem cât de curând posibil. Salut! Toate cele bune!